Dar cum se poziționează Alianța pentru Patrie în privința vis-a-vis de legea aceasta cu eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari? Susțineți demersul? Sau? În primul rând, chestia este o poveste. De ce este o poveste? Guvernul nu reușește de 2 ani de zile, că au fost PNL, USR, PNL, PSD, UDMR, nu vin să explice oamenilor care sunt pensiile speciale. Încă sunt miniștri în guvern care confundă pensiile militare cu pensiile speciale. Pensiile militare nu sunt pensii speciale. Pensia unui militar trecut în rezervă este pensie atributivă de ceea ce a muncit el, 30-40 de ani în cadrul armatei, nu este pensie specială. Încă în guvern, dacă ați văzut ultima conferință de presă de săptămâna trecută, în care a răspuns 5 minute. Purtătorul de cuvânt are 5 minute în care el vorbește, iar întrebările voastre ale presei, întrebări care vin din partea populației, nu pot fi puse, pentru că are un text. Nici ca pe vremea noastră. Pe vremea noastră noi citeam un text, spuneam, uite ce facem noi, dragi români, asta și le aplicam. După care, întrebări de la presă. Și veni tu și întrebai, cum faceți cu creșterea pensiei și ce? Uite, 1,8 în astea 1,4 luni cu tare crește punctul de pensie și explicam pe grafic. Următoarea întrebare. Ce faceți cu tomata 2? Vom da un supliment pentru tinerii care deja părinții au sere să-și cumpere terenul și explicam pe grafic cum. Acum nu mai este așa cuța de presă la guvern. Acum sunteți schemați la guvern ca să ascultați un text. Când ridici mâna tu ca jurnalist vechi, am și o întrebare de la PSN News, o agenție mare de presă, ne urmărește lumea. Domnul ministru, am și o întrebare. Nu răspunde. Mai răspund, vă zic. Nu, vă spun răspund, răspund. Deci noi monitorizăm fiecare de presă a guvernului. Eu n-am văzut în ultimele luni de zile miniștri de resort ieșind să răspundă la întrebări. Vin la fel, purtătorul de cuvânt ministru, citesc un text, bla 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 bla, am închis conferința, venim cu detalii suplimentare next time. Numai acum, data viitoare. Acum, uite, peste News să spune întrebarea asta și trebuie să răspunzi ca ministru. Deci, sunteți de acord cu legea, cu eliminarea pensiilor parlamentarilor, pensiilor speciale ale parlamentarilor, că asta e discuția zilele astea. Eliminăm, nu eliminăm, ce cere spune că deci, e neconstituțională pensii legea. Pensiile speciale sunt de mai multe categorii. Asta cu parlamentarii, la fel ca și cu magistrații, sunt toate lucruri care se discută la Curtea Constituțională. Parlamentul trebuie să țină cont, cât mai ține cont. Acum au schimbat și componența Curții Constituționale, nu mai țin cont de absolut nimic. Dacă îți asumi politic un astfel de lucru și spui public, voi anula pensiile speciale, trebuie să ieși public să le explici românilor. Uite, pensiile speciale sunt ale judecătorilor, procurorilor, sunt ale ăstora, nu armata, nu aia, astea sunt pensiile speciale, în total sunt 62.000 de pensii speciale, le diminuăm și din banii care am diminuăm facem asta. Restul este vrăjeală, este politică de cea mai slabă calitate. Vii și promiți ceva, cum a venit Rareș Bogdan. Au trecut 2 ani de când spune că schimbă legea pensiilor speciale în 30 de zile. Nu? Au trecut 2 ani de la cele 30 de zile. Și încă o duc și o discută în Parlament. Promisiuni. Și... Oamenii politici promit multe. Dumneavoastră știți că e... cam așa aici, e în politică. Nu e vorba de promisiuni, ci e vorba de minciuni. Minciuni. E vorba de minciuni. Deci... Dragnea, cu mine, cu cei care sunt în Alianța pentru Patrie, când am spus că facem ceva, nu i-am mai făcut odată. Când spunem, vom reactiva programul de irigații, n-am mai făcut odată. Vom reactiva toate legile vis-a-vis de micro-întreprinderi, începând de la 1% impozii până la aia cu tare, profitul reinvestit scutit de impozii, n-am mai făcut odată. Ei când au venit să promită ceva, au promis, lumea au votat, au avut încredere, domne, poate o să fie mai bine cu ei. Și atât că le merge din ce în ce mai rău. Noi în fiecare zi publicăm pe pagina oficială a Alianței pentru Patrie câte un grafic, de exemplu. În perioada Dragnea cu noi, cât era pâinea, cât e acum, cât era uleiul, cât e acum, cât era benzina, cât este acum, cât era gigacaloria, cât este acum. Deci nu este niciun grafic să fie ceva mai jos, totul este mai sus de 3-4 până la 11 ori. În fiecare zi le arătăm românilor ceea ce au votat. Dom'le, asta ați votat. Păi ăștia ați votat.